Primarul Tudor Pendiucă acordă premii de fidelitate din anul 2000. Astăzi, în cadrul decernării diplomelor, a fost premiată și familia care a depus cererea cu numărul 2000. Cei doi norocoși, beneficiari și diplomei cu numărul 2000, au fost Anișoara și Stan Stan. Sunteți modele, puteți fi modele pentru cei care își întemeiază o familie sau cei pe care, de ce nu, pentru cei care, de ce nu, au familii întemeiate. Fiecare cuplu a primit pe lângă flori, albume cu piteștiul și diplome și 500 de lei. Noi, de la bun început, când ne-am căsătorit, am făcut un pact ca să ne respectăm și niciodată să nu reproșăm unul celuilalt referitor la cei din urma noastră, adică la familiile din care provinem sau la rude sau nu știu ce. Ceea ce ne-a interesat întotdeauna, ne-a interesat persoana noastră. Între noi nu a existat certuri de gelozie sau de lipsă de încredere. Eu nu am primit o palmă în 50 de ani de căsătorie. Eu am considerat că bărbatul face abuz de putere când trece soția. Că de multe ori ar merita și el bătut, dar nu-l bate femeia că nu-l poate. Cum a fost căsnicia dumneavoastră? Foarte frumoasă, dacă am ajuns până la vârsta asta. Și care ar fi cele mai frumoase realizări ale căsniciei? Cei doi copii. Aveți doi copii? Da. Și nepoți? Și nepoți. Trei. Doi băieți și o nepoată.